Salutare și bine v-am regăsit la un nou video unde astăzi o să continuăm seria noastră unde o să vă prezint diferite telefoane nebune, indestructibile, orice tip de telefon. Pentru că mie îmi place, plus că le vedeți și voi și vedeți exact specificațiile de care aveți voi nevoie dacă vreți să vă cumpărați un astfel de telefon. Iar astăzi o să vă prezint noul King Kong 8 de la Cubot, care mi se pare fenomenal. Este o premieră când îl deschid și eu și o să vorbim diferite specificații despre el. Așa că, dacă vă interesează prețul, specificațiile, detaliile acestui telefon, linkul îl găsiți în descriere. Am văzut că foarte multe persoane dintre voi m-au întrebat. Am mai făcut review-uri la King Kong de la Cubot. Mi se par foarte faine pentru că este un preț accesibil tuturor, destul de mic și foarte bun. Aveți tot ce trebuie. Fără alte discuții, hai să vedem cum se prezintă noul King Kong 8 de la Cubot. O să facem acum un unboxing și un review în premieră, că nici eu nu l-am văzut. Hai să vedem! Așa că acesta este, hai să vedem cum arată la prima atingere. Mă, cutia nu mi se pare foarte grea. De obicei, unele telefoane de la Cubot erau destul de grele. Acesta mi se pare ok. Hai să vedem. Bum. Cam așa arată spatele. Mamă, mi se pare un design destul de interesant pe spate, având, cred că probabil, cameră normală, cameră micro și probabil wide. Ok. Oh, dar e destul de mare. Ok. Este mare. Ia uitați ce design are pe spate. Ok, o să revenim puțin la telefon puțin mai târziu. Avem așa. Ceva cu baterie. Ok, nu ne interesează. Avem două micro USB-uri. Ok. Din câte observ e ceva nou. Mi-a dat două. Nu înțeleg de ce. E prima oară când văd. Ok, și acumulatorul. Două cabluri USB. E prima oară când văd două cabluri USB la un telefon. Mi se pare interesant. Ok, și bineînțeles, hai să vedem ce ascunde de desubt. Declarație de conformitate. Ok, asta nu interesează. Cheița. Declarație de conformitate. Asta am văzut că e ceva normal să trimită cei de la Cubot și manualul utilizatorului. Și avem și o protecție de ecran. Cei de la Cubot întotdeauna trimit câte o protecție de ecran pentru telefon. Ok, nu este din sticlă, este din plastic. E ok. Hai să vedem cum arată telefonul. Cam ăsta este telefonul. Camera pe spate. M-am înșelat puțin. Nu este atât de ușor, este destul de greu. Aveți aici diferite specificații. Un ecran de 6,52 de inch. Camera pe spate fiind de 48 de megapixel. Camera pe față este de 16 megapixel. CPU. Baterie de 10.000 de miliamperi. Asta îmi place la astfel de telefoane pentru că bateria rezistă și am observat că unii care cumpără un astfel de telefon lucrează în diferite domenii care într-adevăr necesită să ai o baterie destul de rezistentă, care se țină chiar și o săptămână. Ok? Moment de satisfacție, hai să vedem. Wow! Ador când se întâmplă asta, ador! SIM, volum, sus, jos. Aici avem intrare pentru căști și încărcător. Nu este separat de căști și de încărcător. Aici probabil se încarcă. Avem cu amprentă, din câte observ. Din câte observ aici este buton pentru flashlight. Oh, acum am văzut câta flashlight are. Pentru că are două lanterne. Camera micro, camera normală și camera wide, dacă nu mă înșel. Ok, hai să-l deschidem. Vreau să vă zic și despre un concurs pe care ei îl au. Am lăsat în descriere și un link care vă duce către un giveaway, un concurs pe care îl organizează cei de la Cubot. Nu eu îl organizez, ci site-ul respectiv, brandul respectiv îl organizează. Ok, numai puțin ca să fac și setările. Tot ce trebuie să faceți este să intrați în linkul din descriere unde scrie giveaway și acolo vedeți toate regulile pe care trebuie să le faceți astfel încât să ajungeți în posesia acestui telefon, unul gratis. Puteți să vă încercați norocul, nu se știe niciodată, pentru că nu se știe de unde vă pică norocul. Și chiar vă recomand, pentru că nu trebuie să faceți nimic, pur și simplu trebuie să dați diferite share-uri, să dați like și așa mai departe. Ok, văd că la atingere e destul de rapid, nu există bug-uri, nu există probleme. Din câte observ, pe AliExpress costă 1140 de lei. Include TVA-ul și tot și probabil este livrare gratuită, dacă nu mă înșel, o să vă las linkul de la AliExpress. Ia să vedem, focusăm. Să mă focalizeze și... Bun. Iar acum pe filmare, hai să vedem.
Acum am început să filmez cu camera din față. Hai să vedem cum se aude. Ok, se aude normal. Filmează destul de ok pentru camera din față, filmează destul de ok. Hai să vedem cum filmează și cu camera de pe spate. Am dat drumul la filmare, facem un test să vedem cum se aude. 2-10-2-10. Ok. Văd că pe filmare stă destul de ok. Stă mai bine decât pe poze. Acum urmează partea cea mai interesantă. Băi, e tare curios de lanternele acestea două pe care le are aici. Sunteți gata să le aprindem? Ia să vedem. Mamă, asta e chiar bun. Adică, dacă lucrați pe întuneric, asta e chiar bun. Mai ales că are și bateria destul de mare și lanterna e destul de puternică. O să sting lumina să vedeți cum e. Ok, deci acum nu mă vedeți absolut deloc și se aprinde doar lanterna de la telefon. Pac! Incredibil! Mamă, ăsta e cel mai horror telefon pe care l-am văzut vreodată. Face lumină foarte, foarte puternică, fiți atenți. Deci uitați puțin, acum filmez, am lumina de la lanternă. Da, e prima oară când văd un telefon atât de puternic pe lanternă. Deci, pentru cei care lucrați în diferite domenii mai periculoase, ca să zic așa, pentru întuneric, mi se pare destul de ok acesta. Foarte mișto. Acest lucru face acest telefon special. Hai să ne uităm acum și puțin la setări. Am dat la About Phone și după cum vedeți, aveți Dual SIM Card Android 13, ceea ce e foarte bine, merge pe Android. Are o memorie RAM de 6 GB și o capacitate de 256 de GB. Eu spun că e destul de ok pentru un astfel de telefon, nici că îți trebuie mai mult, asta doar dacă filmezi sau faci poze destul de multe, dar în principal mi se pare foarte, foarte bun. Foarte multă lume mă întreabă ce limbă are. Hai să vedem la limbi, pentru că am primit destul de des întrebarea asta, dacă are și pe română. Hai să vedem dacă are și pe română. Uitați că are și pe română, deci este perfect. În concluzie, este un telefon care merită. Dacă nu ai un buget destul de mare, într-adevăr, ăsta este chiar folositor. Este util atâta timp cât ai și lanterna aceasta, vezi pe întuneric. Vi-l recomand. Pentru mai multe specificații, linkul este în descriere, site-ul lor principal ca să citiți toate specificațiile, de la AliExpress, de unde puteți să-l cumpărați, și de la concursul unde aveți șansa să câștigați un Qubot King Kong 8. Așa că, dacă nu am zis eu ceva ce vă interesează, toate specificațiile le găsiți în descriere. Dacă mai aveți întrebări, scrieți în comentarii și o să mai urmeze să postăm alte videoclipuri cu diferite telefoane. Eu sper că v-am fost de folos. Apăsați butonul de like, abonați-vă, activați neapărat clonțopiricelul și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!